caporalul Marius Ardeleanu este în Kandahar de 3 luni. A fost aici și în 2009, când o rachetă a căzut în zona unde stau românii, la doar câțiva metri de el. Dintr-o dată a sunat alarma. Am luat poziția la pământ și după care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A căzut racheta. La ce distanță de dumneavoastră? Cam la 10 metri. Era praf, colegi, din păcate, au fost câțiva militari răniți, li s-a acordat primul ajutor. Talibanii nu iau pauză nici măcar de Ramadan. Atacurile cu rachete lansate de insurgenți înspre baza militară internațională din Kandahar sunt frecvente. Am asistat într-o singură zi la un record. 8 rachete lansate de insurgenți, în doar 2 ore. Întreaga bază a înghețat atunci. Militarii și civilii s-au adăpostit în buncăre. Șeful punctului strategic de comandă care dă alarma privind iminența unui atac este un român. Ne explică ce s-a întâmplat. Am avut un atac mai puternic cu rachete. Au fost în total 8 rachete. 5 au fost date asupra bazei, din care doar una a lovit baza, dar noi reacționăm la toate, pagube minore și niciun rănit. Odată racheta a ajuns în bază, identificăm imediat locul de impact, blocăm zona respectivă, chemăm echipa EOD să controleze zona. Cătălin Mormoce are o funcție cheie, este șeful pazei bazei din Kandahar. Supraveghează accesul în zonă și pe pistă. Pe rând, ofițerii superiori de aici, din cadrul CONCAF, facem de serviciu în punctul de comandă și supraveghem activitatea de bază și reacție la diverse atacuri. Atac cu rachetă, atac complex, vehicule explozive. Cătălin Mormoce are în subordine 700 de militari, bulgari, slovaci, australieni, americani sau belgieni. Locul de unde coordonează totul este această clădire, ultima redută talibană, unde s-au dus lupte grele înainte de cucerirea aeroportului și căderea regimului taliban în urmă cu aproape 11 ani. În aceeași clădire lucrează și capitanul George Moldovan. Este șeful celulei de influență de pe baza militară aeriană din Kandahar. Coordonează acțiunile care se adresează populației locale, cum ar fi cele umanitare. Baza din Kandahar este un pilon de stabilitate pentru toate operațiunile desfășurate de NATO în Afganistan, cu accent pe zona de sud. Suntem pe acoperișul sediului COMCAF, adică comandamentul aeroportului Kandahar. Este cea mai mare bază militară aeriană din lume, operată pe o singură pistă. S-au înregistrat 6773 de zboruri într-o săptămână, ceea ce este un record absolut. Baza militară din Kandahar este una dintre cele mai mari din lume. Se întinde pe o suprafață de 20 de kilometri pătrați și adăpostește peste 26.000 de militari și de civili. O parte din ei lucrează pentru Comandamentul Regional Sud și o parte pentru aeroportul militar. Din Kandahar, pentru Televiziunea Română, Alina Grigore și Mihai Florea.